Salutare, bă băieți, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Bobby GVK. Numele meu este Bobby și astăzi facem transferuri, fraților. După cum vedeți, l-am transferat pe Ani Sagi. În primul rând o să îl băgăm în echipă și o să-i schimbăm numărul. Deci mai întâi haideți să-l băgăm în echipă, să vedem pe ce post o să-l băgăm pe el. Și am să-l las pe Hagi aici la jumate, am să-l dau să se antreneze pe postul de mijlocaș. Și haideți să vedem ce transfer o să reușim să mai facem. Aș vrea să-l bag totuși și pe Andres Martin, dar deocamdată îl lăsăm aici. La fel pe Comesania o să-l bag în locul lui Bebe, pentru că după cum... Dar nu e pe post și asta nu e bine. Cred că mai întâi am să le dau să se antreneze și lui Hagi la fel. Dăm aici AES. Și o să le dăm să se antreneze pe posturi. Bun. Squad Hub, haide să vedem la care, pe care întâlnim primul. Hernandez, Matheson, Bebe, Garcia, Poso, Comesania. Haide să dăm aici development plan. Și care era, mă? Central midfield. Dar unde e, frate, când, mă, ce aveți, mă? Hai să dăm left midfield până la urmă, că avem nevoie de el acolo. Și acum să-l căutăm pe Ianis Hagi, să-i schimbăm numărul. Și se pune numărul 10. Numărul lui Bebe, îl punem lui Hagi. Și tot așa la development plan aici. Bun. Hai să vedem dacă îl găsim. Da, l-am găsit. Îi dăm aici să se antreneze. Așa că o să fie pe poziție în curând Ianis Hagi. Bun, băieți, și hai să vedem ce bani de transferul mai avem. Mai avem 22 de milioane. Aș încerca să-l transfer pe Ionuț Radu. Să-l căutăm aici, Ionuț Radu, să vedem dacă-l găsim. Ionuț Andrei Radu, de-aia nu-l găsim. Și dăm aici shortlist to transfer hub. Approaching to buy. Cam puțin bani pentru el, eu cred că el valorează vreo 25 cel puțin. Hai să încercăm cu... Cât? 18? 17? Hai, 18 totuși. 19.000. Să dăm un counter, să vedem dacă vrea... Dacă vrea 18. Hai, atât. Da, haide să nu mai negociem, pentru că mi-e frică că nu o să reușesc să-l transfer după. Hai să vedem acum ce reușim să facem aici. Dacă l-am reușit și pe ăsta, e bine. Crucial, accept, normal. 5 ani. Dacă o să reușim pe 5 ani, sper să meargă, da. Release Klaus 43.000, da, cu siguranță, da. Aici îmi este frică cel mai rău, frate. Să dau aici 30.000 cu ăsta, dau 40 să știu sigur că îl iau, pentru că știu că e foarte scump la wage aici. Ionuț Radu, știu că am încercat să-l iau odată și am oferit prea puțin. Și... Da, nu mai merge să luăm pe ăsta. Hai să vedem Loyodisa, să vedem dacă reușim să luăm cu puțin. Approaching to buy. Poate reușim să luăm cu puțin. Vedem ce buget mai avem exact. Oricum noi o să mai vindem din jucători. Vedem ce oferte o să primim. Și dăm aici 1000. Cu siguranță nu cred că o să meargă. Ar fi bine să meargă, dar nu cred. V-am spus, nu. Era prea puțin. Bun. Și dăm aici la squad în locul lui Zidane, care se pare că ajunsese și el aproape la 70, dar nu se compară cu Ionuț Radu. Bun, bă, băieți, ia să vedem, cred că cam așa o să las formația. Bebe acolo, nu știu ce să zic, o să-l bag pe Comesania în locul lui, pentru că vedeți că este peste el. Așa. Și o să lăsăm formația cam așa, pentru că noi avem nevoie oricum de jucători tineri. Haideți să vedem Comesania câți ani are.
Comesani are 24 de ani. Bun. Arati are 21, dar totuși are overall mic. Treho are 33, deci pe Treho o să îl dăm, o să-l dăm. Montiel e bunicel acolo, Man 22 cu 78, overall foarte bine. Și el are 73, foarte, foarte bine. Andres Martin 21, 69 overall, având în vedere că nu l-am băgat, are destul de bine. Bun, haideți să punem și câțiva jucători pe transfer aici. Luca Zidane nu, Catena nu. Andres Martin, când o să vină o să îl dăm. Advincula nu. Hernandez nu l-am băgat absolut deloc, așa că o să-l pun aici pe transfer. Nu prea m-am folosit de el mai deloc. Oscar Valentin are 26 de ani. Haideți să vedem dacă primim totuși o ofertă. Aici e nasol cu Alvaro Garcia. Am să-l pun pe transfer, să vedem cât primesc pe el. Pe Bebe la fel, pentru că... Da, nu, hai de Bebe dacă primim vreo ofertă, dacă nu, nu? Moreno. Haideți totuși să nu-l dăm pe Moreno. Aratia, ba da, haideți să... Ah, deja era pus Aratia. Treho la fel, haideți să-l punem. Hagi Montiel, nu? Denis Malkiembol, Corbeanu. Bă, băieți, cam atât cu transferurile. Acum haideți să înaintăm, să vedem ce oferte o să primim pentru jucătorii aceștia. Ferreira, păi nu am bani în primul rând. Cu ăștia doi am transferat. Bebe transfer offer de la Eibar cu 2600. Nu știu ce să fac, dacă să-l dau sau să nu-l dau pe Bebe acum. Dar totuși este în vârstă. Haide să facem transferul ăsta. Sincer, sunt așa un pic indecis. Totuși l-aș mai ține pe Bebe. Și așa că-l mai țin, nu-l dau. Pentru că Bebe este al nostru acolo. Aici mi-a dat acum financial raportul cât buget am de transfer. Dar eu deja l-am cheltuit pe tot. Am fost cu un pas înaintea lor, să zic așa. Tot așa scurt, așa că... Să vedem pe Garcia că... Bă, sincer, nu o să-l dau niciodată pe banii ăștia. Niciodată. Pentru că el este bun. Și nici pe Bebe nu o să-l dau. Pe Garcia m-a salvat atâtea ori. Cum pot să-l dau eu pe banii ăia? Mă gândeam cel puțin la 7-8 mii. Milioane. Bă, băieți, haideți că m-am plictisit și eu stând așa. Haideți să dăm totuși mai departe. Să dăm, de exemplu, până aici. Până pe 31 aici. Dăm aici yes. Da, haideți să vedem aici ce s-a întâmplat. Să vedem... care este treaba. Haideți să vorbim și cu jucătorii puțin. Kilman s-ar putea să intre ca... Garcia sold, vedeți? Deci a plecat Garcia, Aratia transfer offer. Da, haideți să luăm cu Bebe. Bebe, dăm reject. La fel și Advingula. Aratia, dăm accept aici, du-te. Dar problema cea mai mare este că a plecat Garcia, dacă am văzut eu bine. Treho. L-am dat pe Treho. Dar oricum prea puțin îndă pe el, dar având în vedere la vârsta care o are. Da, haideți să vedem aici, a plecat Garcia sau nu a plecat Garcia? Cred că a plecat. A plecat Garcia, bă, fraților. Haideți să vedem transfer, ce transfer putem să facem. Cu 10 milioane nu cred că o să luăm pe Coman, dar haideți să încercăm totuși. Dacă nu, trebuie neapărat să luăm un jucător, neapărat. Căutăm aici Florinel Coman. Bun, hai să-i dăm 10.000. Direct 10.000, dar nu cred că o să vrea, pentru că valorează în jur de 15.000. 14.000. Nu, pentru că nu am bani, v-am spus. Băgam aici picioarele. Dar oricum o să transferăm un jucător cu siguranță, cu siguranță. Deja știu pe cine transferăm în cel mai rău caz. Dar nu vreau să mă grăbesc că
Poate mai primesc aici niște oferte, ceva, eu știu. Ar trebui neapărat un jucător acolo, pentru că ne-a plecat jucătorul de... Bă, fraților, o să încerc să-l iau pe Loyodis, o să dăm aici no begin transfer negotiations, pentru că o să vreau să-l iau pe el, o să-l bag acolo în locul lui Garcia. Tare supărat sunt eu că a plecat. Cât să dau, mă, 1, 2, 3 mii, o să-ți ofer pe el mai mult, nu să ofer. Hai să vedem cu 3 milioane dacă vrea. Remove exchange player, propose new transfer free. 1, 2, 3, la fel 3.280.000. Să vedem dacă vrea. E bine, bine că îl scot la puțin bani, pentru că dacă nu mă înșel eu, și Loyodis are destul de multă viteză, așa că avem nevoie de un jucător cu viteză cu siguranță acolo. Dăm aici important doar, să vedem dacă vrea așa. Good. Bun, pe 5 ani cu siguranță, pe 5 ani. Dăm aici accept. Și dăm propose release clause, v-am spus, dau 100 de milioane pentru că o să-mi ofere cât mai mult. Release clause nou, a, ok. Așa. Hai să dăm așa și atât. Vedem dacă vrea așa. 10 milioane, 10.000. Foarte bine. Nici nu am stat să mă... să negociez prea mult. L-aș lua și pe Ferreira. Totuși, să am acolo la jumate. Să vedem care este mai bun, ori Ferreira, ori Loyodis. Și cu asta basta. Ofer transfer free. Îi dau 2 milioane. Nu, 2 milioane jumate. Așa. Să vedem dacă vrea. Să vedem cât valorează el până la urmă. Nici o șansă. Counter. Remove. Propos. Una, două, cum am spus. Hai să vedem dacă vrea așa. 3200. Da, îi dăm aici accept. Hai să luăm și pe el. Să întărim puțin echipa. Până la urmă a plecat decât Garcia. Asta este foarte bine. Sper să nu mai îmi plece un jucător bun. Dăm aici accept la rotație. Sper să aibă cel puțin 70. Pentru că dacă are overul 70 până la sfârșitul sezonului, cu siguranță ajung cum e man la 78. Ce este release clause? Da, dăm aici 100 de milioane. 13 milioane, foarte bine. Dăm accept. Așa, dăm aici așa, aici așa și summit. Și cu asta basta deocamdată. Atât, atât vreau să aud. Bun, 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 bun. Left wing ăsta cu siguranță e foarte scump. Mai scoat, dăm în locul lui Bebe. Scoatem pe Bebe și să vedem pe cine băgăm. Bebe cu 69, 69, serios. Așa, peace. Peace, peace, peace. Așa că îl băgăm pe Ferreira aici. Și locul Corbeanu, nu, locul Trejo o să-l băgăm pe el aici. Bun. Oscar Valentin, ce cauți aici, frate? Că e locul lui, lui, lui. Unde ești, mă? Unde ești? Că nu te văd. Mattison, pentru că pe el l-am antrenat pentru partea aia. Pentru că mi-a plecat și Garcia. Ambi Garcia mi-a plecat. Din păcate, dar nu este niciun fel de problemă. Până la urmă, ne revenim noi. Ușor, ușor ne revenim. Să scot și portarul de aici pentru că nu o să am nevoie de el aici. Și în locul lui la portar am să-l bag pe whoever ăsta, pentru că o să vreau să mai joace, să urce și el. Aici avem un transfer pentru Trejo. O să dăm accept pentru că știți că am vrut să îl transfer. Bun. Și o să vreau neapărat să le fac contractele jucătorilor. Cei care o să vrea, ori să vrea. Cine nu o să vrea, nu o să vrea. Ei bineînțeles că nu or să vrea pentru că sunt la început. Dăm aici așa, dăm aici accept. Velasquez. Așa, bun, bun. Release clause 14 milioane. Hai să dăm da. Foarte bine. Release clause 22.000. Dăm aici accept cu siguranță. Dăm și aici la fel. Opa. De ce mă așa mult? Ce aveți, mă, ați nebunit la cap? Dăm accept. Dar se pare că nu mai am bănuți. Nici măcar de
Da, nici la tine nu o să meargă, nici la tine, la Trehu nu mă interesează, la Yannis Hagi nu, pentru că de-abia l-am transferat, la Dennis Mann. Dăm aici, accept, ia, am dat bine sau n-am dat? Da, am dat, foarte bine, la Campbell la fel trebuie să dăm. Problema știți care este? Că nu mai am bani. Da. Bun, trebuie să mai transferăm un jucător neapărat, pentru că nu prea mai am bănuți nici măcar de renoire de contract. Așa că asta este. Hai să vedem dacă primim aici ceva. Asta e Bebelito de Bebelito. Dăm aici... Așa, frumos. Foarte bine, bebe. Bun, bă, băieți, deci cam atât a fost cu transferurile. Dacă o să mai fac un transfer două, o să vedeți în episodul următor. Pentru că nu prea văd eu ce transferuri aș mai putea face. Și în următorul meci avem împotriva celor de la Getafe la noi acasă. Bă, băieți, eu sper să vă placă episoadele mele. Și dacă vă place, nu uitați să lăsați acolo un like, un comentariu. Și dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, Bobby GVC, să o faceți pentru că m-ați ajutat tare, tare mult. Băieți, deci până data viitoare vă mulțumesc mult că-mi vizionați episoadele și că sunteți alături de mine. V-am pupat până data viitoare și nu uitați, stați cu ochii pe canal pentru că urmează un super, super match după acest episod cu Raio contra celor de la Getafe. Băieți, v-am pupat și vă doresc tot binele din lume. Salut!